organizată de către Ministerul Sănătății privitoare la un proiect de hotărâre de guvern care se găsește în transparență decizională. Se referă la Strategia Națională de Vaccinare 2023-2030. Această prezentare a noastră va fi urmată de o dezbatere publică pe tema acelui subiect. S-au înscris multe persoane la această dezbatere publică și ne-am bucurat ca să fie o dezbatere publică constructivă, dedicată probabil cele mai de succes acțiuni din istoria umanității, care se referă la sănătatea publică, vaccinarea. De mai mult de 100 de ani există programe de vaccinare în diferite țări. Datorită acestor programe de vaccinare, sute de milioane, poate chiar miliarde de oameni au supraviețuit, nu au mai avut sechele sau au fost evitate decesele în cazul unor boli infecțioase care au făcut ravagii de-a lungul timpului, și vă aduc doar aminte, doar câteva dintre ele, variola, de exemplu, care a fost eradicată, de asemenea multe alte boli la care voi face referire în prezentarea mea. Și o să încerc, pentru că în fața Ministerului se desfășoară o demonstrație a unui partid politic, cred că este o greșeală majoră care afectează interesul național și interesul populației acestei țări de a politiza un subiect atât de bine cunoscut de către toată lumea și care a făcut în așa fel încât foarte multe generații de oameni să beneficieze de vaccinare și de prevenirea bolilor infecțioase. Chiar am văzut niște sloganuri afișate, vaccinat egal intoxicat. Eu vă asigur că majoritatea celor care sunt aici, pentru că sunt multe persoane în vârstă, au fost vaccinate în copilărie, mi s-a părut că ar fi fost intoxicați, dar cred că intoxicarea de care și pe care se bazează un partid politic care, așa cum spuneam, într-un mod absolut irresponsabil, atacă fundamentele sănătății publice din această țară, se referă la intoxicarea politică și la dezvoltarea unui subiect neadevărat. De ce vă spun lucrul ăsta? Și chiar am vrut să fac așa un soi de paralelă. Aici, când ați venit în cameră, vreau să vă spun că ați venit într-o cameră cu pereți negri. Vi se par pereții negri? Sunt pereți albi și eu am senzația că sunt albi. Cei care sunt în fața Ministerului ar susține că sunt negri. În ce sens? În sensul, fac așa această paralelă, pentru că eu personal am repetat în numeroase rânduri, alți reprezentanți ai Ministerului Sănătății, parlamentar și nu în ultimul rând profesioniști din sistemul de sănătate, medici, au declarat foarte clar că acest proiect, pentru că ne discutăm de o hotărâre aprobată, nu face altceva decât să stabilească principiile funcționării unui program de vaccinare sau nu numai unui program, ci și unui acces la vaccinuri pentru oricine în țara noastră, mai ales că în ultimii 10-15 ani scăderea acoperirii vaccinale în România a fost un element care este îngrijorător, a dus România dincolo de locul 100 în clasamentul mondial în ceea ce privește acoperirea vaccinală. Suntem la multe dintre vaccinuri pe ultimul loc în Europa și lucrul acesta trebuie schimbat, având interesul să ne protejăm în mod evident copiii și generațiile viitoare. Care sunt principiile de bază ale acestei strategii? Este vorba despre câteva dintre ele, în total sunt 9 obiective, dar nu le-am trecut chiar pe toate, pentru că sunt unele care nu au poate la fel de mare relevanță sau la fel de mare impact, dar, repet, nu se referă nici unul dintre aceste obiective, nici măcar nu amintește despre obligativitatea vaccinării, care nu înțeleg de ce se insistă pe acest lucru, de ce este clamată, poate dumneavoastră știți mai bine, dacă o să fie întrebări în acest sens, m-aș bucura să vă pot răspunde. Deci, în primul rând, principiile de bază se referă la asigurarea dreptului tuturor cetățenilor, a dreptului, nu a obligației, de a opta, a opta înseamnă o chestiune opțională, pentru utilizarea vaccinurilor în vederea menținerii sănătății. De asemenea, printr-o informare corectă, să creștem gradul de conștientizare legat de utilitatea vaccinării. Aici, în fața Ministerului, se desfășoară acțiune de informare incorrectă, neadevărată, care are ca și scop
scăderea conștientizării populației în ceea ce privește utilitatea vaccinării. De asemenea, există, știți bine, grupuri de populație vulnerabilă cu un risc mai mare de îmbolnăvire, cineva care, de exemplu, o boală cronică are un risc mai mare de îmbolnăvire, iar asigurarea prioritară a accesului acestor grupuri la vaccinare este unul dintre fundamentele politicii Ministerului Sănătății și, după cum știți, de curând am elaborat cadrul normativ care permite compensarea vaccinurilor pentru pacienții cu boli cronice. Sperăm ca încă de acest an să unele dintre ele să devină disponibile, iar de la anul să extindem aceste vaccinuri care pot fi compensate pentru pacienții cu boli cronice sau din grupurile cu risc mare de îmbolnăvire. De asemenea, un lucru care este extrem de important și care a creat câteodată sincope în aprovizionare este vorba despre sustenabilitatea aprovizionării cu vaccinuri, adaptarea măsurilor de protejare a populației, indiferent de stadiu, de status, indiferent dacă sunt vaccinați sau nevaccinați. Exemplu, pot să vi-l dau încă din ordinul de comun de ministru cu Ministerul Educației. Acest lucru se referă. Copiii nevaccinați, în cazul existenței unui focar epidemic într-o școală, sunt protejați prin izolare la domiciliu pe durata evoluției acelui focar. Și, în sfârșit, un lucru care ne dă feedback-ul permanent legat de impactul măsurilor pe care le luăm sau de adaptarea măsurilor care trebuie luate, se referă la consolidarea sistemului de supraveghere a bolilor infecțioase care pot fi prevenite prin vaccinare. Acestea sunt câteva dintre principiile de bază, niciunul dintre ele nu este mandatoriu, obligatoriu și o să încerc să vă spun câteva lucruri legate de asigurarea aprovizionării și păstrării în condiții sigure a vaccinurilor. Trebuie să asigurăm, cum vă spuneam, continuitatea în aprovizionare, inclusiv în situații de criză. Au fost sincope, de exemplu, în aprovizionare, în achiziția de vaccinuri obișnuite. Nu vreau să facem referire niciun fel la vaccinul COVID în timpul pandemiei. Asigurarea logisticii necesare pentru păstrarea vaccinurilor în condiții optime. Am demarat un program de reabilitare a zonelor în care pot fi păstrate vaccinurile, iar Ministerul Sănătății a demarat un program de aprovizionare direct la medicul de familie cu vaccinuri, un lucru foarte, foarte important legat de logistică. Menținerea siguranței vaccinurilor, asigurarea siguranței vaccinurilor conform celor mai bune practici internaționale și investiții în dezvoltarea infrastructurii medicale dedicate vaccinării. Încă ceva, asigurarea de resurse umane specializate în domeniul vaccinării. Asta înseamnă un proces care înseamnă inclusiv dezvoltarea curiculelor de vaccinologie, atât în facultate, cât și pentru cât mai multe specialități medicale care pot fi implicate în procesul de vaccinare. Dezvoltarea profesională continuă în acest sens și, nu în ultimul rând, a spune îmbunătățirea capacității personalului medical pentru o mai bună comunicare cu populația, dar și cu mass media, pentru că încrederea populației în sistemul medical, în profesioniștii din sănătate, de multe ori trece și prin acest baraj, dacă vreți, al comunicării din mass media sau din social media. Medicii, profesioniștii din sănătate trebuie să fie adaptați acestor noi dezvoltări care există în societate. Și, în sfârșit, pentru că tot ne discutam despre comunicare, asigurarea accesului facil la informații științifice privind riscurile, beneficiile și siguranța vaccinurilor pentru populație, deci sunt, vedeți, incluse toate cele trei elemente, riscuri, beneficii, respectiv siguranța, implementarea de campanii naționale și locale de educație pentru sănătate privind vaccinarea și bolile infecțioase care pot fi prevenite prin vaccinarea, dezvoltarea unor instrumente de comunicare adaptate comunităților sau grupurilor vulnerabile, și aș vrea să fac o mică paranteză aici, pentru că au existat speculații în spațiu public legat de aceste instrumente, care nu sunt altceva decât antrenarea, dacă zic, pregătirea unor oameni care să poată să transmită mesajul. De exemplu, în comunitățile Roma există mediatori sanitari din această comunitate care ajută la comunicarea informațiilor corecte legate de vaccinare, dar și despre alte probleme legate de sănătatea comunității respective. Și, nu în ultimul rând, încă un subiect care este sensibil, dar care are foarte mare importanță în comunicare,
creșterea nivelului de încredere în sistemul de evaluare și monitorizare a siguranței vaccinurilor, respectiv raportarea reacțiilor adverse post-vaccinale, post-imunizare. Acest lucru se petrece la nivelul Institutului de Sănătate Publică și la nivelul Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Cred că este nevoie să avem o mai bună comunicare încât aceste lucruri să fie cunoscute, pentru că se întâmplă în fiecare zi, există medici sau pacienți, se poate face o comunicare imediat, există platforme de comunicare a acestor reacții adverse fără niciun fel de problemă. Astea sunt lucrurile care sunt conținute în această strategie. O să vă mai arăt doar două slide-uri care cred că sunt interesante pe dumneavoastră, pentru dumneavoastră. În ultimii 12 ani, o scădere a acoperirii vaccinale pentru câteva vaccinuri, cele mai frecvente din, o să vă dăm eventual o poze, mă rog, prezentare, respectiv pentru vaccinul, o să încep cu cel din stânga jos, DTP4, 4 doze de vaccin difterotetano-pertussis, au scăzut de la 95% spre 80%. Același lucru s-a întâmplat la vaccinul rubeolă, ROR înseamnă rubeolă, ORL și rujeolă, da? Scăderea pentru prima doză de la 95% undeva la puțin peste 80%, iar pentru doza a doua de la circa 90% la 70% pentru doza a doua. De asemenea, vaccinul împotriva poliomielitei, IPV4, vaccinul care se administrează împotriva poliomielitei, de la 90%, peste 90% la 80%, iar pentru hepatita B, 3 doze, numărul pe care îl vedeți în dreapta este legat de numărul de doze care sunt administrate, da, la fiecare dintre aceste vaccinuri. Pentru hepatita B, de asemenea, o scădere îngrijorătoare de la 97% până la circa 83%. Deci sunt scăderi importante și atunci, sigur că noi trebuie să facem, suntem responsabili, în primul rând suntem responsabili ca și medici, ca și profesioniști din domeniul sanitar, sigur ca și decidenți, în sensul că Ministerul Sănătății răspunde de sănătatea publică și facem acest lucru în deplină cunoștință de cauză, cu responsabilitate, cu profesionalism, fără gânduri ascunse. Și aș vrea ca toată lumea, indiferent de partidul politic pe care îl reprezintă, să nu mai facă un cal de bătaie din această falsă problemă. La fel ca și cei care manifestează jos împotriva obligativității vaccinării, și noi, Ministerul Sănătății, nu promovăm în niciun fel o politică de obligativitate a vaccinării. Lucrul ăsta trebuie să fie clar. Am auzit puțin mai devreme tot felul de scandări. Nu cred că sunt scandări serioase sau cei care le scandează nu înțeleg despre ce este vorba. Ministerul Sănătății nu promovează în niciun fel obligativitatea vaccinării, iar lucrul ăsta trebuie să fie foarte clar pentru toată lumea. Acum aștept din partea dumneavoastră. Aici avem un tabel interesant, scuzați, tot așa, din ultimii 12 ani. Câte cazuri din diverse boli prevenibile prin vaccinare au fost în România, câte decese au fost înregistrate. Vedeți că rujeola a făcut niște zeci de decese, ele au fost grupate, aceste decese, în cazul unei epidemii care a fost în urmă cu câțiva ani. Gripa omoară sute de persoane în fiecare an, meningita, meningococică. Sunt câteva date care arată că impactul acestor boli este important. Ceea ce trebuie să facem noi este să-l ținem pe loc, să nu lăsăm să crească aceste cifre, care implicit duc la suferință, la invaliditate și câteodată duc și la deces. Nu cred că avem noi ca și misiune altceva decât să protejăm sănătatea copiilor, a tinerilor generații din această țară, ce se pare că cei care sunt în fața Ministerului luptă cu foarte mare abnegație ca să împiedice ca România să aibă copii sănătoși. Îmi pare rău, mie nu-mi place să intru în dezbateri de natură politică sau politicianistă. De data aceasta cred că a fost depășit un prag care este pragul bunei credințe. Văd acolo foarte multe cruci afișate în față. Nu există niciun fel de bună credință în fața Ministerului Sănătății. Există doar manipulare, minciună, confuzie și irresponsabilitate în ceea ce privește sănătatea copiilor acestei țări. Vă ascult, vă rog.
Bună ziua, Liliana Curea, ProTV. De-a lungul timpului au fost probleme cu numărul de doze. În acest moment avem cantitățile suficiente, avem doze pentru toate vaccinurile care sunt în schemă? Sunt încheiate contracte pentru toate vaccinurile, inclusiv pentru HPV. Există peste 80.000 de doze care se găsesc la medicii de familie. Modul în care vom trata în perioada următoare vaccinarea are merge pe două axe. Una este legată de adolescenți și de adulți care vor avea acces la vaccinuri care sunt compensate în grade variabile în funcție de categoria din care fac parte, adică o persoană cu boli cronice, de exemplu, poate avea o compensare integrală pentru vaccin gripal. O femeie care este la vârsta de 18-45 de ani va avea o compensare parțială pentru vaccinul HPV. Adolescenții, fete sau băieți, până la 18 ani, gratuitate, adică compensare integrală. În ceea ce privește celelalte vaccinuri care se achiziționează centralizat de Ministerul Sănătății și se distribuie în premieră, cum vă spuneam, direct la medicii de familie, nu prin intermediul direcțiilor de sănătate publică, cum se întâmpla până acum, sunt achiziționate în acest moment. Din păcate, apar sincope în aprovizionarea cu vaccinuri, pentru că legislația în domeniul achizițiilor publice, dacă este aplicată vaccinurilor, este greu de respectat, sau dacă o respecti, atunci ai probleme în aprovizionare, pentru că vaccinurile, spre deosebire de alte produse farmaceutice, au un proces tehnologic foarte lung. Vă dau un exemplu, vaccinul hexavalent are un proces de producere, deci din momentul în care începe producția până se termină, de aproape 3 ani. Deși producătorul trebuie să aibă o predictibilitate a livrărilor. Nu există decât doi producători, să înțelegem. Nu există foarte mulți producători de vaccinuri. Și atunci, probabil că soluția pentru a elimina aceste sincope este de o adaptare a legislației privind achizițiile publice pentru vaccinuri. Nu aș trece la etapa compensării vaccinurilor pentru populația pediatrică, pentru că sunt riscuri mari de scădere a acoperirii vaccinale. Prefer să o facem controlat prin intermediul medicilor de familie, dar și în această situație nu există niciun fel de obligativitate, dar asta nu înseamnă că noi și medicii nu au datoria să informeze corect părinții despre utilitatea vaccinării și despre disponibilitatea vaccinului. Înainte de COVID am avut epidemie de rujeolă. Medicii infecționiști spun acum că deja avem focare și se tem că vom ajunge din nou la epidemie. E posibil să avem mai multe cazuri de rujeolă. Totdeauna au fost periodic astfel de epidemie. Am avut și unele care ați văzut, s-au soldat și cu decese acum câțiva ani, mai exact, vreo 10 ani, cred, nu mai știu exact cât, dar cred că în urmă cu circa 10 ani. Este un lucru posibil și atunci legislația actuală permite fără niciun fel de problemă izolarea copiilor, de exemplu, care nu sunt vaccinați din comunitate pe perioada evoluției într-o școală, pentru că, să spunem, sau într-o grădiniță, într-o unitate de învățământ, încât ei să nu intre în contact cu copiii care sunt bolnavi. Sigur că vaccinarea oferă protecție împotriva îmbolnăvirii, marea majoritate a cazurilor, dar nu în toate cazurile. Sunt persoane care au anumite deficite imune, să spunem, nu există o protecție absolută după administrarea unui vaccin și chiar dacă sunt vaccinați, mai pot apărea cazuri de îmbolnăvire. Însă la marea majoritate nu apar cazuri, există protecție. Iar acest prag care este recomandat, încă o dată, el nu e impus de Organizația Mondială a Sănătății. Ceea ce nu înțelege lumea este că noi suntem membri ai Organizației Mondiale a Sănătății. Deci țara noastră este membră în sistemul Națiunilor Unite, iar una dintre agențiile Națiunilor Unite este Organizația Mondială a Sănătății. Ei au experți care au observat prin studii foarte serioase că acolo unde acoperirea vaccinală, de exemplu, este de 95%, nu mai apar focare epidemice, pentru că transmiterea în cazul unei comunități nu se mai produce. Dacă scazi sub 90 sau dacă scazi la 80, cum este cazul nostru, atunci întrebarea dumneavoastră este justificată. Întreba. Și poate să existe o astfel de situație. Apropo de acest lucru, cei de afară care protestează întrebau cum au ajuns la acest număr de 90%, se întrebau. Este un calcul statistic. Dacă într-o comunitate, să zicem, într-o școală ai 95% dintre copii vaccinați, probabilitatea ca un copil infectat să se întâlnească cu un copil care nu este protejat este foarte mică. Deci nu este exclusă posibilitatea, dar probabilitatea este foarte mică.
Este o chestiune de natură profesională, științifică. Când văd tipurile sau cum sunt incitați și manipulați grosolan acești oameni aici în fața ministerului, de o persoană care spunea că își vaccinează copilul, că nu e nebun și normal că îl vaccinează, dar el militează împotriva obligativității, noi declarăm public că și nu numai că declarăm, dovedim că nu există niciun fel de obligativitate, iar manifestația continuă. Lucrurile astea ar trebui să ne dea de gândit și ar trebui să dea tuturor de gândit și atunci când merg la vot, să aibă grijă cui își dau votul și cui își încredințează viața lor și a copiilor lor. Bună ziua, Carla Tănasie, Digi24. Domnule ministru, vedem că vocea antivacciniștilor tot timpul se face auzită și mult mai auzită decât cea autorităților. Am văzut că în strategia de vaccinare unul din obiective este comunicarea. Și aș vrea să-mi spuneți care este strategia pe comunicare. Cum veți face să-i convingeți pe români să accepte vaccinul și beneficiile lui? Comunicarea este un proces. Informarea corectă este un proces. Dacă noi o adoptăm mâine un act normativ foarte bun, nu se poate implementa peste noapte. Cred că sunteți de acord cu acest lucru. Eu continui să susțin că cea mai bună formă de comunicare este cea care este adresată unei populații care este educată și informată în prealabil. În ce sens? De ani de zile militez personal sau din diversele poziții publice pe care le-am avut pentru dezvoltarea educației pentru sănătate în școli. Dacă noi o să reușim acest lucru și ne dorim ca și societate și nu găsim tot felul de pretexte ca să amânăm la nesfârșit introducerea educației pentru sănătate în școli, atunci vom avea o problemă foarte serioasă. Și nu numai din punctul de vedere al vaccinării și înțelegerii beneficiilor vaccinării, ci și din punct de vedere al prevenirii bolilor transmisibile și netransmisibile. Educația pentru sănătate dezvoltă ca deprinderi preventive sănătoase care, culmea, pot fi transmise și de către copii sau adolescenți părinților lor. Este un proces care în decurs de câteva ani ar putea să schimbe fața României din punct de vedere al indicatorilor stării de sănătate și să știți că nici nu costă foarte mult, dar trebuie să existe o dată pentru totdeauna, mă așez la masă oricând cu doamna ministru Teca, încât să putem să dezvoltăm această disciplină curriculară care trebuie inclusă în programul regulat de pregătire, adaptată sigur fiecărei vârste, încât dezvoltarea comportamentelor sănătoase, preventive, să poată să continue într-un mod sau să existe într-un mod care să facă posibilă ceea ce sugerați dumneavoastră la început, o comunicare care să aibă și subiect. Dacă dumneavoastră, mergem împreună, dacă vreți, aici în față și o să încercăm să le comunicăm, să le spunem exact aceste lucruri pe care vi le-am spus dumneavoastră celor din față, o să vedeți că nu o să avem succes. Dintr-un motiv foarte simplu. Ei sunt incitați să nu accepte nicio informație din zona medicilor, din zona autorităților publice. Sunt gata să-și pună viața în pericol, viața lor sau copiilor lor sau nepoților lor, fără niciun fel de ezitare. Lucrul ăsta e foarte periculos. Dezvoltările acestea în societatea românească sunt foarte periculoase și noi avem o democrație care trebuie consolidată și care trebuie bazată pe responsabilitate în ceea ce privește sănătatea cetățenilor. Nu este un lucru care trebuie ignorat niciun fel. Comunicarea cu pacientul vine și în momentul în care ajunge în spital și aș vrea să vă întreb un pic ceva legat de o altă temă, dar de un scandal recent. Ce se va întâmpla sau ce faceți cu spitalele mici? Am văzut că sunt multe spitale orășenești cu secții închise pentru că nu au medici, iar astăzi am fost la Găiești unde jumătate din medici sunt pensionari, 70-75 de ani. Aici soluția este următoarea. O discuție deschisă cu reprezentanții orașelor mici. Știți că există asociații ale orașelor care primarii sunt prezenți. Încât acolo unde este posibil și avem o analiză în momentul de față, dispunem de analiza tipurilor de servicii pe care aceste spitale mici le deservesc. Eu am mai declarat lucrul ăsta. Soluția nu este închiderea spitalelor. Este reconvertirea lor în centre ambulatorii de specialitate care să poată să fie acoperite cu medici de diverse specialități în care pacientul să poată să beneficieze de investigații, de un diagnostic
și de recomandare de tratament sau de spitalizare de zi, după caz. Este soluția corectă, care poate să facă și sustenabil din punct de vedere al finanțării sistemului de sănătate și să răspundă nevoilor de servicii de sănătate care trebuie să fie apropiate de cetățeni. Și discuția cu reprezentanții orașelor? O să vedem în această toamnă. Trebuie să avem o discuție deschisă care să... Sigur, aici e o foarte mare încărcătură de natură politică. Trebuie să o recunoaștem, nu trebuie niciun fel să nu o discutăm, pentru că de multe ori spitalul reprezintă pentru o comunitate un centru important. Vă dați seama, după cazul de la Urziceni, a zis că acolo spitalele acestea sunt în subordinea primăriei. Important este să înțeleagă fiecare autoritate locală că responsabilitatea lor este legată de sănătatea cetățenilor și de accesul la servicii de sănătate, nu de existența unei clădiri în care avem mai mulți sau mai puțini medici, mai tineri sau mai puțin tineri. Despre asta este. Spuneați ceva mai devreme că suntem pe ultimul loc care arată de vaccinare în Europa. Ați putea să ne spuneți care este procentul de vaccinare, dacă vorbim la modul general, și la cât ar trebui să ajungă astfel încât populația să fie protejată împotriva... Procentul recomandat e în general de 95% pentru întâlnire vaccinul peste 90%. Sunt diferențe între țări, sunt cifre care sunt, vă dați seama, sunt date țări europene, se regăsesc pe site-ul Centrul European de Control al Bolilor, dacă ne referim la statele membre ale Uniunii Europene, sau pe site-ul Organizației Biroului Regional OMS pentru Europa, pentru restul statelor. Sunt diferențe, sigur, între state sau între anumite tipuri de vaccin, dar noi am ajuns deja într-o situație îngrijorătoare. Important, știți, de multe ori nu este cifra, important este trendul. Noi ne aflăm pe un trend descrescător. Pentru că dacă am fi la aceleași cifre, dar cu un trend crescător, de 5 ani tot crește acoperirea vaccinală, atunci perspectivele sunt să ajungem la o acoperire vaccinală bună. Dacă ne aflăm însă pe un trend descrescător, atunci perspectivele sunt să ajungem la o acoperire vaccinală foarte îngrijorătoare și cred că toată lumea, presa, personalul medical și mai ales părinții copiilor din această țară trebuie să știe acest lucru, că un vaccin protejează și poate și salva o viață. Mulțumesc! Bună ziua, Ailinca Nazarie, TVR. Spuneți mai devreme că cei de jos sunt incitați și nu vor să accepte explicațiile autorităților. Cum ar putea ajunge totuși mesajul despre această strategie de vaccinare către aceștia? Mesajul ar putea să ajungă dacă cei care îi conduc și incită în acest moment ar fi de bună credință și le-ar transmite un mesaj corect. Eu am auzit ieri declarația domnului George Simion legată de vaccinarea propriilor copii. Dacă dânsul le-ar spune exact în acest moment, vaccinurile sunt eficiente, sunt sigure, mi-am vaccinat copiii, vaccinați-vă copiii dacă sunteți responsabili, cred că ar fi un mesaj care ar putea să ajungă la acești oameni care au fost chemați de domnul Simion și de colegii lui. Deci ar fi doar o variantă prin liderul politic și nu alta. Păi, nu luați în calcul influenceri care au fost convocați politic aici, doamnă. Bun. Atunci nu neapărat cei de jos, pentru că sunt mulți în România care gândesc la fel ca ei. Cum puteți face în așa fel încât să ajungeți? Presa, să creștem încrederea în profesioniștii din sistemul de sănătate. Noi putem să generăm instrumentele, dar încrederea personală, construirea încrederii între medici, profesioniști din sănătate și populație este tot așa un proces la care trebuie să contribuie toată lumea. Nu poate să fie cineva care ia o decizie și de mâine încrederea populației în sistemul de sănătate va crește, să spunem, de la 60, nu știu cât este, că n-am făcut o astfel de statistică, la 60-90%. Mulțumesc. Spuneați mai devreme că luați în calcul o colaborare cu Ministerul Educației. Luați în calcul și o colaborare cu Biserica Ortodoxă Română? Mai devreme erau și preoți jos la... Nu luăm în calcul, avem și un protocol încheiat în acest sens cu Biserica Ortodoxă Română. Eu am semnat un protocol de colaborare cu prefericitul patriarh, iar acest protocol de colaborare include bunele practici în domeniul prevenției și educației pentru sănătate. Așa că avem nu numai toată deschiderea, avem și suportul, sprijinul Bisericii Ortodoxe, iar poziția pe care o avem noi de opțiune pentru vaccinare, nu de obligativitatea vaccinării, este cea care este sprijinită și public de către Biserica Ortodoxă. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte întrebări. Da.
La dumneavoastră am vorbit mult aseară. Știu și vă mulțumesc. Printre lucrurile despre care protestează cei din stradă, ei spun că în nota de fundamentare apare de mai multe ori acest cuvânt obligatoriu. Nu cred că este o informație corectă. Asta spun ei. Deci o parte... Deci, încă o dată, eu v-am spus de la început că ceea ce se spune jos nu este adevărat. E un... Asta este. Cum poți, asta vă și dădeam exemplu, invităm aici să constate dacă acești pereții sunt negri. Dacă vreți, puteți să facem acest test. Și voiam să vă întreb, ce înseamnă această compensare? Puteți să-mi dați câteva exemple? Da. Înseamnă așa, de exemplu, pentru persoanele cu boli cronice, vaccinul gripal va fi compensat integral. Adică te primești o rețetă de la medicul de familie, te deplasezi la farmacie, îți cumperi vaccinul care ți-l administrează ori medicul de familie, ori îți poate administra la farmacie și el este compensat integral prin intermediul unei liste separate pentru vaccinul care există la Casa de Asigurări de Sănătate. O altă exemplu. Vaccinarea HPV. Cum vă spuneam, copiii și adolescenții, de fapt, cu băieți și fete cu vârsta până la 18 ani, se prezintă împreună cu părintele sau cu tutorele lor la medicul de familie, care eliberează o rețetă, se duc la farmacie, cumpără vaccinul care va fi compensat. Iar pentru pentru femeile aflate la vârsta de 18 la 45 de ani, la care există recomandare legată de uitați-vă că a căutat colegul meu cuvântul obligatoriu în text, noi nu l-am găsit. Se pare că minciuna are picioare scurte, iar impostura politică ar trebui să aibă picioare și mai scurte. Această impostură repetată adusă la paroxism trebuie să înceteze în România dacă ne dorim oameni sănătoși din toate punctele de vedere în țara noastră. Vă spuneam exemplu femeilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani. Acolo compensarea va fi parțială, nu știu să vă spun exact acum procentul, probabil să zicem 50%. Primesc rețeta, se prezintă, iar compensarea va fi cea despre care v-am explicat. Asta este mecanismul compensării vaccinului, care e similar cu mecanismul de compensare a altor medicamente. Mulțumesc foarte mult! Sper să fi fost clar în explicații. Nu am ce să discut. Îmi pare rău. Eu am exact în momentul, peste câteva minute, începe dezbaterea publică peste acest subiect. Probabil mulți dintre, sau unii dintre cei de jos s-au înscris pe lista de dezbatere publică. Dezbaterea publică e un proces democratic și aseară am mai auzit încă o minciună spusă la, sau ieri într-un cursul zilei spusă la televizor că a fost o hotărâre de guvern deja aprobată. Ea este în transparență decizională. Să încetăm cu minciunile al căror rezultat este afectarea gravă a sănătății populației. Mulțumesc frumos!